Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul De Vorbă. Astăzi am onoarea să vorbesc cu un om al lui Dumnezeu, cu fratele Cristian Barbosu, care este pastor, autor și predicator. Dar vom aborda trei podcasturi pe un subiect foarte important, și anume lupta spirituală. De ce lupta spirituală? Este un subiect dificil, dar de mare actualitate, cu care oamenii astăzi se confruntă și nu știu ce să facă. Și de asta l-am adus pe fratele Cristian Barbosu. Frate Cristian, mă bucur foarte mult să fim împreună. Și eu, mulțumesc, Andrei. Ce faceți? Cum sunteți? Mai în perioada asta sunt mai bine și prefer să rămân la strict la perioadele din viața mea, dar acum da, sunt mai bine. Întreb asta știind că ați trecut și printr-o boală și acum vă recuperați. Și am vrut să văd dacă Da. Am terminat chimioterapia cu vreo 2 luni în urmă și sunt în recuperare, sunt ok. Și felicitări că sunteți tânăr bunic. Da, într-adevăr. Cum e viața de bunic foarte pe scurt? Măi, și asta e tot într-o tranziție, să zic așa, unde încerc să învăț să fiu bunic. Am început zâmbitor podcastul, dar subiectul de astăzi e de importanță maximă. Vorbim despre luptă spirituală. Am să vă las pe dumneavoastră să le explicați ce înseamnă. Vom avea 3 episoade, ca și cum ar fi niște sesiuni. Și am întrebarea asta pe care vom construi podcastul nostru. Ce v-a stârnit interesul pentru a studia mai mult și a aprofunda subiectul ăsta luptei spirituale, frate Cristian? Da, e o întrebare bună. În primul rând, pe mine m-a interesat după ce m-am întors la Dumnezeu și am fost botezat la 20 de ani, am simțit un interes în a studia Sfintele Scripturi. Asta s-a întâmplat în anii 90, chiar imediat după Revoluție, și deși nu pot să zic că am avut un background creștin, bunicul meu din partea mamei a fost cam singurul credincios în biserică și n-am avut nici șanse să ajung la vreun seminar teologic în România atunci, pentru că încă se mai perpetua acea limită a studenților evanghelici în seminarii. Dumnezeu mi-a deschis o ușă foarte interesantă să studiez în Statele Unite în acea perioadă și am fost foarte pasionat și impresionat de scriptură, de exegeză, de Noul Testament în mod special, și de aceea și școlile care le-am urmat au mers în direcția asta. Dar vezi, ortodoxia și ortopraxia, să o numesc așa generic vorbind, adică teologia clasică, propriu-zisă, și cea practică, sunt două lucruri care uneori sunt destul de separate pentru unii credincioși, chiar și teologi. Dar de cele mai multe ori, când ajung să se combine, îți ridică anumite întrebări și provocări. Și totul a fost fain și frumos, să zic, pentru mine în primii 2 ani de studii, până când am început să am anumite experiențe pe care eu nu le-am căutat. Eu niciodată n-am căutat neapărat să aprofundez subiectul ăsta, mai ales că era un subiect oarecum tabu în bisericile din care eu veneam, în generic baptiste. Pe de altă parte, eram speriat oarecum de ce se întâmplă în alte biserici care sunt deschise spre tot felul de manifestări carismatici, chiar și unii penticostali. Și nu a fost un subiect în care, cum să zic, să intru nici măcar din curiozitate, dar am intrat din necesitate. Interesant. Și poate că aici nu strică să-ți dau câteva exemple pe scurt, evident. În 92... dornic să ajut și eu țara natală, tot timpul de aia m-am și întors în România, într-o vacanță mi-am strâns bani și în anul 2 eram la Moody Bible Institute în Chicago, am luat un grup de studenți și am venit cu ei în România și am zis, mai vrem să mergem să evangelizăm, dar în zone dintre astea unde nu sunt biserici evanghelice, și ne-am dus în Oltenia. Și am ajuns în Oltenia și ne-am dus într-un sat
și am adus cu noi filmul Isus, dar am adus și un videoproiector, ceea ce în 92 să ai un videoproiector, să proiectezi un mare film despre Isus într-un sat din România, mai ales în Oltenia, era mare lucru. Și cum să stârnim noi interesul oamenilor din sat? Unul dintre ei cântă la chitară și n-am început să cântăm în limba engleză cântece de închinare, mergând pe strada principală a satului. Și oamenii ieșau, îți dai seama, nu văzuseră ăștia americani, mai ales cântând și așa, copii, tinerii, toată lumea ieșa. Și precum ieșau, așa le îi invitam la cineva acasă. Am vorbit cu cineva din sat să ne lase să dormim la ei acasă și pe peretele casei, seara, să putem să proiectăm acest video. Și oamenii și-au arătat oricum interesul din ce am observat noi, că măi, ar veni să vadă. Plus am dus și Biblie cu noi și ne-am spus, măi, cine vine, vă dăm și o Biblie și așa mai departe. Și fiind destul de obosit și ajungând destul de târziu, în după masa acelei zile, am zis, măi, nu le proiectăm filmul azi, ci doar facem reclamă, mâine mai facem încă un pic de reclamă și mâine seară o să pregătim tot să avem filmul pentru ei. Da, și ne-am întors acasă, am mâncat, ne-am culcat. Țin minte, toți eram în aceeași cameră, în vreo, mai știu, 7 sau 8. Măi, și în timpul nopții, în 3 intervale de timp, la geamul nostru a venit un grup de bărbați. Eu am crezut că sunt beți. Și au început să, așa, un fel de... Nici nu cântau, să lălăiau, dar ceva bolboroseau. Și ce interesant e că la un moment dat, în timp ce ei își făceau chestia asta, la un moment dat, doi dintre băieții noștri au început să aibă anumite, unul să aibă o criză de astm, dar foarte, foarte pronunțată, că nu mai putea să respire. Celălalt a început să vomite, să alerge la baie, să... Și, în prima fază am zis, bă, cine știe, îi... probabil penele din ăștia sunt mai alergici, sunt americani. Și dar văzând continuă, la un moment dat m-am dus să trezesc familia, să ne dea niște apă, să ne ajute cumva, că mai ales scoala cu asp, să nu pățească ceva omul. Și când m-am dus și am trezit familia, a venit tatăl, în pijama cum era, a venit să vadă despre ce e vorba. Și zic, dintr-o dată îl văd că stă, se oprește, ascultă, fuge înapoi, își ia nevastă și copii și o taie în timpul nopții pe arătură, adică prin curte, așa, în pijama, desculți, fuge. Pă, da. Ce se întâmplă? Adică eu cer ajutorul, tu vii, nu-mi zici nimic, dintr-o dată te oprești și fugi. Și atunci unul dintre ei zice, măi, dar unul dintre colegii mei zice, dar tu ești sigur că ăștia-s beți, nu cumva, știi că nu, noi știam că în Oltenia e zonă cu multă vrăjitorie și chestii de genul ăsta. No, și zic, bă, hai cu mine, până afară, să vedem ce-s cu ăștia. Și când să ieșim afară, până ce am deschis noi ușa, poarta, ăștia s-au dus. Băi, precum s-au îndepărtat ăștia, nu știu băieții să-și revină. Interesant, no, hai să ne rugăm un pic, ne-am rugat noi, am văzut că s-au liniștit, ăla începe să respire, am deschis geamul, tot fain. Ne-am culcat la o oră, două, hop, ăștia înapoi. Și ne-am dat seama că, mă, ce făceau, făceau ceva incantații, probabil, ceva, eu știu, ritualuri de ale lor. E cum s-a apropiat și ceva secunde, cum ăștia intrau în criza aia. Acum, nemai fiind, ăia nu știu unde s-au dus, dar nemai fiind oameni acasă, ne-am dus, noi am luat apă și dar ne-am pus, băi, acum ne punem, ne rugăm, ne rupem. Mergem și afară să vedem, ei, pe când ieșam, ăștia se rugau, iarăși dispăreau, ei, de 3 ori au venit, de 3 ori s-au întâmplat lucrurile astea. După a treia oară, unde am pus pe unul să stea afară, să îi vadă când vin și noi ne rugam acolo, că toată noapte ne-am rugat, dimineața, oamenii și-au revenit și am zis, bun, ce facem? Trebuie să vă ducem la un dispensar, să vă ducem la un spital, undeva. Era dimineața și seara autobuz care ducea oamenii spre un oraș. Păi să mai stăm, să vedem. Și spre amiază și-au zis, mă, nu, mă, uite, noi suntem ok. Hai să ieșim din nou prin sala o plimbare, să ne revenim și vedem până la urmă dacă mai mergem sau nu mai mergem.
E, dacă în prima zi când am ieșit cu același grup, oamenii dădeau buluc pe stână, acum cum mergeam, bă, își tregeau prunci, închideau ușile, închideau ferestrele, se băgau înăuntru. Bă, da, ce se întâmplă? Nicare odată vă oprim. Exact. Așteptau să veniți. Și acum ne-am dus și când am ajuns în centrul satului, era piață ce era acolo, la un moment dat văd o mulțime de oameni care venea în urma noastră, ne urmărea de la distanță. Și zic, măi, ia stați pe loc. Ne-am oprit, m-am dus înspre ei și o doamnă, am văzut eu că e un pic mai răsărită între ei, a venit, no, și am întrebat, am încercat să o întreb, totuși, ce se întâmplă, adică de ce ne urmăriți, ce-i cu, e un pic ciudat ce se întâmplă. Și fără să zic eu mare lucru, tipa îmi spune, zice, probabil că sunteți uimiți de ce e o diferență în ce s-a întâmplat ieri și azi și vă urmăresc oamenii. Păi zic, da, evident că întrebarea asta e. Deci noi am observat că Duhul care e în voi e mai puternic decât Duhul care e în ei. What? Zic, stai un pic, despre ce vorbești? Și îmi spune că da, mor, m-a încercat misionari, pastori, unii alții, nici măcar biserică ortodoxă n-aveau în sat. Pentru că erau niște vrăjitori care dominau ăsta și când mai veneau grupuri sau veneau oameni, făceau ce făceau astfel încât îi... Zice, măi, și acum dimineața vedem pe toți întregi. Ieri v-am numărat, vă numărăm și acum, toți sunteți ok, ne dăm seama că, mă, ceva e acolo. Și de-aia noi suntem. Păi îți dai seama, cum să zic, cum am dus, le-am zis la ai noștri, zic, băi, nu mai merge niciunde, mă, nu ridicăm mingea la fileu. Na, și am invitat, și în seara aia, în fine, am avut filmul Iisus, le-am dat Biblie, ne-am rugat pentru ei, la, la, la. Dar am plecat de acolo cu o mare întrebare pentru profesorii noștri de teologie, pentru că Moody Bible Institute este o școală și mai ales în vremea aia era o școală cu o reputație destul de puternică în lumea conservatoare. Da, da, da. Și am zis, băi, stați un pic. Uite, care e experiența noastră? Ce puteți să ne spuneți? Și, na, unii teologi și pastori sau așa s-au mai dat încoace încolo, dar a fost un profesor la Moody pe nume Fred Dickerson. El a fost, fii atent, a fost șeful catedrei de chairman of the department, da, de teologie, de Biblie și teologie. Deci nu era doar un profesor care, el era șeful, să zic. Mai ca să aflu că omul ăsta scrisese atunci o carte, de atunci s-a dezvoltat-o mai mult, despre demon possession and the Christian, posesiunea demonică și creștinul. Are vreo 300-400 de pagini cu vreo, nu mai știu acum, cred că are vreo 600 de cazuri clinice, le numește el, adică cazuri în care el a fost implicat direct în chestiile astea. Păi și ăsta e un om care, vorba aia, nu era de nuanță, să zic, carismatică, era profesor de teologie, era profesor de Biblie, el era... Măi, și omul când a început să ne explice, da, mea, oameni buni, uite, despre ce-i vorba, sau scriptură, a început teologia. Știi cum toate căsuțele alea teologice clădite sau presupozițiile am avut, și am zis să miște. Da. L-au deschis așa un pic ușa înspre interesul ăsta și înspre faptul că, da, mă, s-ar putea să existe lucrurile astea. Nu-s numai așa că se întâmplă undeva în țările Africii. Fii atent, și în România se pot întâmpla. De acolo m-am dus mai departe. Am fost tot așa pasionat de teologie, de Biblie, mai ales de Noul Testament. Pe vremea aia erau 2-3 școli care erau renumite în exegeză și una dintre ele era seminarul din Dallas. Și m-am dus să-mi fac un master în teologie de 4 ani, era programul, și chiar m-am bucurat foarte mult să studiez Scriptura și tot așa verile, tot timpul eu încercam să mă întorc în România ca să nu pierd contactul cu țara și să pot să lucrez în țară. Și am început să colaborez cu o biserică în Arad, unde mai apoi am ajuns și pastor, unul dintre pastori, Maranata, Biserica Baptistă Maranata, o biserică mare din Arad în vremea aia. Și în timp ce eram acolo, la un moment dat am avut o altă experiență. Portarul bisericii vine într-o zi și îmi zice, frate Cristi, era dimineață. Zice, este un bărbat care insistă să vorbească cu un pastor. Și dumneavoastră fiind aici, vreau să vorbesc. Zic, mai uite, lasă-mă să-mi termin. Eu aveam o întâlnire cu un grup dimineața aia, un studiu ce făceam cu ei. Zic, lasă-mă să termin întâlnirea și vorbim.
Păi, dar la 5 minute vine din nou săracul om. Zice, măi, ăsta nu, ăsta cum a vrea, insistă. A, când o minte a treia oară, zic, bun, bun, hai că mă duc să vorbesc cu el. A, și vorbesc cu el și îmi zice, ieri m-am eliberat de pușcărie, aseară, am luat primul tren, până aici în Arad, m-am dat jos în gara și am întrebat unde e biserică de pocăiți. Și au zis, dacă mergi pe liniile astea, dai de una mare pe dreapta. Direct scurt la subiect. Da. Și așa a ajuns la noi. Și zic, bun, dar de ce cauți tu biserică de pocăiți? No, poveste lungă scurtă. El a fost în mișcarea sataniștilor în România, într-un oraș, implicat cu ei în a distruge biserici, da foc la mașini de pastor, de misionar, la la la. Și cu câțiva ani în urmă i-au prins făcând ceva ritualuri într-un cimitir, desecralizând niște morminte, și atunci poliția l-a luat, i-a mai băgat niște fapte din trecut și l-a băgat în pușcărie. La în pușcărie a început să aibă crize unde Satan dădea cu el de pereți. Să tăia el, adică se zgria, se lovea cu capul de pereți și știa că el nu mai era, avea control. Și în situațiile alea, așa disperat ajunsese, încât și-o dat seama că, băi, unde mai poți să cauți scăpare? Și atunci și-a dus aminte că ei, când intrau în anumite biserici sau erau în anumite conjuncturi, unde pur și simplu se menționa numele lui Isus sau se ruga oamenii lui Isus, ei, ceva se întâmpla. Adică exista o putere mai mare decât puterea lor. Și el în disperare vrea să scape. Zice, băi, l-am chemat inclusiv preot ortodox. Și ăla, auzind despre ce se întâmplă, nu mai vrut să aibă de-a face cu mine. Și atunci, ieșind la o, știi cum ies ei pentru o oră sau când merg la plimbător, unul dintre ei, știind crizele, a zis, băi, trebuie să merg la pucăiți la biserică. Trebuie să înțelegi cum am ieșit, cum aici astăzi. Eu nu mai vreau să mai trăiesc așa ceva. Eu vreau să fiu eliberat. Dar acum, eu în seminar, tânăr, cu mari aspirații. Și asta era a doua experiență. Da, față în față cu tipul ăsta. Dar ce fac cu el? Că ăsta nu o să mă lase până ce nu o să fac o rugăciune cu el. Eu, din ce am mai citit și ce mai este, știam că, mă, în chestiile astea suntem singuri. Doi, în chestiile astea trebuie să fii pregătit. Nu poți să te ăsta, înțelegi? Plus, ăsta, dacă e la nivelul ăsta, păi și duhurile astea de anumite ranguri, de habar n-am câte sunt, puterea lor crește în funcție de anumiți factori. Zic, ce fac? Dar nici nu pot să las. Și ăsta zic, eu nu plec de aici până ce. Păi cine să chem? Păi eu dacă le ziceam la cei din vremea aia care erau în comitetul bisericii, băia, ori fugeau, ori îmi zicea, bă, du-te mă, cheamă psihiatria, cheamă poliția, ia-l de aici. Chinebun, da. Că nu ne băgăm. Și zic, păi, hai să facem, ce să facem? Zic, uite, eu o să citesc din Scripturi. Ce, fii atent, dacă citești din Scripturi, s-ar putea să reacționezi. Zic, dar n-am altfel cum, sabia cuvântului. Scrie acolo în Efeseni, e cuvântul. Trebuie să citesc din Scripturi și o să mă rog pentru tine. Astea două pot să fac, eu nu pot să fac altceva, eu nu uz cu tot felul de alte manifestări. Mă, și am început să citesc din Efeseni 1. Acolo unde spune că în urmă jertfele lui Hristos, autoritatea lui, da, l-a ridicat și l-a pus mai presus de orice nume și mai departe. Păi, cum ziceam, ăsta era tot agitat. Înțelegi acolo? Da, asta vreau, Hristos, să mă răscumpere, să mă deslege, să cred. Îl vedeai pe acolo. Noi eu continuam să citesc, eram ca în filmele alea unde preotul citește și se uită, știi? Da. Și la un moment dat am început să mă rog pentru el. Efectiv, să mă rog prin rugăciunea aia, că n-aveam eu rugăciuni ieșit din comun. Dar efectiv să chem puterea lui Hristos, autoritatea lui Hristos, sângele lui Hristos, lucrurile astea. Băi, și la un moment dat, din toată disperarea care a fost, la un moment dat mă văd că se lungește pe podea, nu a picat în leșin sau chestii de genul ăsta, pur și simplu, cum să spun, istovit, s-a lungit pe podea și a zis, ori plecat. Și m-am uitat la el, am vorbit cu el, am dat un par cu apă, i-am zis, mă, tu trebuie să mergi acum acasă, cauți o biserică de pocăiți ăsta, dar trebuie să nu te lași, pentru că ăștia mi-au zis, ăștia se răzbună, la la la, mută-te în alt oraș, dar fă ce... Nu știu ce s-a mai întâmplat cu el, dar imaginează-ți chestia asta, m-am dus înapoi la școală, de data asta, într-o altă școală,
să zic, un pic mai elevată ca cealaltă. Și am început să întreb. Și am dat de... Era un curs în, pe luptă spirituală predat în școala respectivă. Predat, foarte interesant, pentru că este un punct bun de menționat. Predat de un profesor care a fost misionar. Crescut de părinți misionari, undeva în America de Sud. Și ce am observat, cu o mică paranteză, că în general teologii care stau la, pe scaunul lor și la biroul lor. Da, la birou, da. Bibliotecă. Și fie numai studiază, fie numai fac podcast-uri, fie numai, scuze, fie numai stau în biserică, înțelegi? Ăia trăiesc ca și într-un borcan. Dar oameni care, am văzut teologi cu renume și am lucrat cu câțiva, adică am învățat de la ei, care erau și păstori, care lucrau și în biserică, care lucrau în misiune, care mergeau și făceau, mai aveau cu totul și cu totul o altă experiență și cu totul și cu totul o altă deschidere față de lucrurile astea, își puneau altfel întrebările, pentru că vedeau realitatea. Experiența niciodată nu neagă cuvântul și realitatea. A, că trebuie filtrată și confirmată, normal, dar nu poți să o negi. Hei, și omul ăsta zice, păi da, ce ai experimentat tu, e ceva normal. Uite-te, și am început și m-am dus și în cursul lui, Dr. Peacock, și acum, și îmi spune el, măi, tu știi că organizația asta de misiune era o organizație foarte mare și acum mai mare, nu menționui, dau numele aici, traduceri de Biblie, răspândirea Bibliei în toată lumea, zice, măi, acum 2 ani, pe vremea aia, o trebuie să-și cheme acasă cât mai mulți misionari de peste tot să-i treacă printr-un curs de luptă spirituală. Pentru că oamenii ăștia ori mers cu teologia asta, că creștinul nu poate să fie afectat de demoni, el îl are pe Hristos, el nu are nicio problemă, s-a dus acolo între ei, bă, și vracii, șamanii și ăia, au făcut praf, le-au ars case, mașini, zbura pe acolo, s-au îmbolnăvit, unul a murit și s-au speriat și și-au dat seama că ăștia nu-s pregătiți. N-au strategia teologică și biblică pregătită, s-au dus numai cu asumția asta că, bun, dacă eu sunt Hristos, vine Îngerul Domnului și... Da, da, lupta spirituală, spune Pavel, voi luați armura, voi luptați-vă, voi nu sunteți în neștiință de planurile și lui. Și scuzați, tu o chestie importantă, trebuie să știi cine ești tu în Hristos, de asta Efeseni începe foarte fain, autoritatea, da. Identitatea în Hristos, da. Dar după aia trebuie să-ți cunoști și dușmanul și să știi și armele. Exact. Pentru că dacă n-ai sabia, cuvântul Lui Dumnezeu, nu știi cum să o mânuiești, e foarte greu. Da, corect. Ei, și omul ăsta iarăși m-a ridicat un semn de întrebare. Bun, am terminat școlile, am revenit în România să am păstorit vreo 3 ani și jumătate împreună cu alți păstori, Biserica Baptistă Maranata din Arad. Acolo am mai avut câteva cazuri, dau unul simplu, adică simplu pentru că nu-ți dai seama cum se poate ca dintr-o chestie de genul ăsta să iasă așa ceva. Mai o soră din biserică ne cheamă pe prezbiterii bisericii să mergem să vedem vis-a-vis de soțul ei, care de vreo 3 luni de zile s-a lăsat de locul de muncă, s-a închis în casă, și-a pus rolete la casă, și-a încuiat, și-a cumpărat extra chei și lacăte și așa. Nu mai are încredere în nimeni decât în ea, nici măcar în familie. Trimite o paranoia din asta. Ce mai veniți, rugați-vă pentru el. Și eu mă duc să mă rog. Și era iulie, căldură, într-un bloc, îți dai seama, rolete închise, aer din ăla. Intră acolo ăsta cu pătură pe el, tot tremura de frig. Eu abia după aia am înțeles că una din simptomele sau semnele, una dintre, îi și când omului frig. Că există o prezență demonică. No, și intră acolo și când mă vede, să uit așa foarte ăsta, na, și încerc frumos să discut cu el, cu dragoste, uite, aș vrea să mă rog și așa, nu, eu nu accept, nu? Și să înțeleg că el are o problemă cu mine. Și zic, da, care e problema noastră cu mine? Păi, știu eu. Și îmi spune nevastă, să ce ai că vă spun eu? Acum 3-4 luni s-o da colectă la biserică. Dumneata ai fost, știi tu cum se fac anunțurile, păstorul face anunțuri, face, dă în colecta, cântăm o cântare comună. Dumneata ai fost și la un moment dat colecta a ajuns în fața lui și el era un bărbat credincios, totul așezat cu draga lui familie, care tot timpul își dea colecta. Ei, în ziua aia și-a uitat pormoneu.
Și a fost așa rușine că nu a avut colectă, stătea în fața lui, el nu știu că și l-a uitat și tot și l-a căutat. El în momentul ăla, trauma aia că, domnule, m-am uitat, nu pot să dau colecta, să uită oamenii la mine, să uită la amvon și ce, v-ați uitat direct la mine? Și v-ați supărat că eu n-am dat bani, s-au uitat oamenii. De fapt, camerele, aveam niște camere pe vremea aia, erau camere pentru security, știi? Da. Nu erau nici măcar de filmat, știi? Da. S-au pus direct pe mine, mă, și chestia asta, păi el a măcinat că, domnule, toată lumea e înfuriat asupra lui și rușine ce-a făcut-o și frica și eu știu ce, încât toată, ea nu mai poate să iasă în lume acum, că lumea se uită la el și cine știe ce scenarii face. Imaginează că a ajuns până acolo încât eu în anul ăla am avut, nu știu dacă îs corect între asta, dar cred că am fost prima întâlnire a Asociației Polițiștilor Creștini din România, cred că a avut loc la Arad, pentru că eu am adus, știam în biserica noastră s-au pocăit vreo doi polițiști, mai cunoșteam în Oradea și cred că într-o parte și am zis, mai să-i adunăm împreună pentru că eu tocmai ce am predicat la o întâlnire a polițiștilor creștini din America și Canada și am vorbit cu ei să vină să încerce să evanghelizeze și în România. Și am adus cu un șerif, am adus câțiva la noi la biserică și am făcut întâlnirea aia. Exact în perioada asta. Ăsta zice, vezi, inclusiv FBI-ul l-ai chemat și CIA-ul și ai chemat polițiștii din America să studieze cazul. De ei au venit ei aici. Voi nu m-ați acoperit tot evenimentul. Bă, capul meu, zic, bă, da. No, și zic, da, totuși, pot să fac o rugăciune cu dumneata? Zice, da, pot să faci. Și fii atent. Îmi pun mâna pe umărul lui și vreau să mă rog. Și când îmi pun mâna, zice ăsta, Mars, lasă-mă în pace. Cum să te armă, că nu-ți băga la curent, înțelegi? Și mi-am dat seama, mă, ceva e acolo. Na, am făcut rugăciunea așa cum am reușit să o fac, la, nu s-a întâmplat mare lucru. A fost luat în următoarele zile că nu s-a mai putut. L-a dus la psihiatrie. Și nevasta plângea, era distrusă, copiii erau mai mici atunci. Ce facem? Păi zic, uite, eu vreau să mă duc să vorbesc cu doctorița de la psihiatrie, să văd totuși ce concluzii trage ea din toată treaba asta. Și mă duc, vorbesc cu doctorița și da, îmi spune, dumneavoastră sunteți un trigger, un declanșator. Și noi l-am pus acum, i-a băgat pe sedative puternice, la, asta îi încercați să nu mai aveți nimic de a face cu el și așa, pentru că e într-o perioadă de criză. Na, eu, în mine, cumva, mi se stârnise așa, eu zic, din partea Domnului, chestia, mă, trebuie să mergi și la momentul ăsta să faci, chiar să faci o rugăciune mai profundă cu el pe tema asta, să vezi că nu se poate, Dumnezeu trebuie să facă ceva cu omul ăsta. Măi, și când să ies de acolo, așa eu cu chestia asta în mine, n-am putut să exprim față de doctoriță, o asistentă de acolo, sau infirmieră ce-o fi fost, zice, frate Cristi, lăsați să plece doctorița și veniți și vă bag eu acolo. Zic, nu, le conectez pe astea două, una din interior, altă din exterior, și mă duc. Și ea îmi pune doi bărbați la ușă, mă duc, intru acolo la el în salon, mai era cu cineva acolo, erau semi-sedați, deci nu era complet legumă. Și calm. Și încep să vorbesc cu el. Celălalt stătea ascultat, nu avea nicio treabă, vorbesc cu el, și în discuție zic, uite, tu încă crezi? Da, cred. Tu încă, da, așa lui, dumneavoastră aveți, așa, și așa, și așa. Și zic, dar ascultă, tu ți-ai pus întrebarea dacă nu cumva asta e și o minciune din partea celui rău? Ce face el ți-o băgat în cap? Pentru că el asta face, tatăl minciunilor, da? Să calumnieze și biserica, să te ducă și pe tine și uite, nu mai ești la familie, nu mai vii la biserică, credința ta e praf, la. Mă, și omul zice, mă, la asta nu m-am gândit. Și zic, fii atent, eu vreau să fac o rugăciune cu tine, dar uite, vreau tu să faci o rugăciune pentru tine. Și uite, eu spun ce trebuie să zici. Ce-ar fi să-i mărturisești Domnului? Doamne, poate că, uite, eu în faza aia, în trauma aia, am ajuns așa. Dacă e ceva ce ține de mine sau de lucrarea celui rău sau ceva, eliberează-mă tu. Și îl conduc, îl ajut un pic în rugăciunea, așa cum a putut el, a făcut-o. Am făcut și eu rugăciune cu el.
Nimic a ieșit din comun, nu s-a întâmplat. Mă duc acasă. A doua zi dimineață, nevastă sa sună, plângea. De data asta de bucurie. Frate Cristi, m-au sunat ăștia, m-am dus la psihiatrie. Soțul meu, nervos. Păi, pe acolo, dar cum? Dar cine m-a dus pe mine aici? Dar ce se întâmplă? Vă sunteți nebun la cap? Mă duceți în psihiatrie? Ce-o zică oamenii? Da, mă întâlnesc cu el, începem să discutăm, ne dăm seama că lui, de undeva din toamnă până acum, aproape în primăvară, îi s-o tăia filmul. Nu, dar oamenii când intră sub controlul celui rău, li se taie filmul. Ei nu-și mai duc aminte ce-a fost. Nu știu tot asta. Pentru că el preia controlul. Pricepi? Și când îți preia controlul și, băi, înțelegi? Și normal că era supărat pe ce s-a întâmplat, pe ce s-a explicat toate astea și-a revenit, n-am mulțumit, la ala de atunci am ținut legătura cu el, tot a fost ok. Fii atent, asta a fost cu ani în urmă. Eram în anii 99-2000. Acum vreo 5-6 ani mă duc la piață în Arad să fac niște cumpărături. Băi, cam târziu, e pe la miaz. Zic, mă, nu mai am cum să ajung acasă, trebuie să ajung și la biserică. Aveam niște întâlniri. Zic, mă opresc la autoservire în oraș să mănânc ceva. Duce tava. M-am dus, m-am luat, m-am pus la masă, mâncam. Și după ce am terminat de mâncat, mai erau 2-3 oameni lângă eu care erau la masă. Păi, iar plecat, rămâne unul. Am văzut că el o trăia mai repede și stătea. Stă omul, să liniștește. Termin de mâncat, zice... Aș vrea să vă pun o întrebare. Zic, da, vă mai aduceți aminte de mine? Zic, îmi pare rău, nu știu, poate că ne-am întâlnit undeva, habar n-am. Zice, eu am fost omul ăla din psihiatrie, care eram pe patul celălalt, când dumneata, vis-a-vis de, și-l dă cu numele, v-ați rugat pentru el și în momentul ăla am făcut și eu rugăciunea pentru mine. Și în acea săptămână am ieșit și eu de acolo. Tu pricepi? Și eu am rămas, uite, așa cum mi se ridică până la mine. Deci cum să zic? E o chestie din asta. No, am ieșit de acolo și m-am dus acasă și zis, Doamne, da, dar ce se întâmplă? Înțeleg, lucrurile astea sunt reale. Adică, și nu le-am căutat, nu, cum să zic, nici n-am făcut tam-tam după ele. Dar normal, că l-am luat cu mine și... La un an după, am intrat în programul de doctorat la o altă școală din Chicago. Și printre mentorii care am avut, erau și de la școala, erau și de la alte școli, unul dintre ei care l-am avut încă de pe vremea când ne-am la Dallas, Daryl Bach, el este unul dintre, îi numesc eu, uriașii Noului Testament, l-am chemat odată, știind că e prin zonă, efectiv să stau de vorbă cu el pe subiectele astea. Și zic, bun, dumneata ai studiat atâta, cunoști, ai atâta experiență, pe scriptură vorbesc. Ce zici de lupta spirituală? Eu nu vreau să, cum zic, ori sunt eu lunatic, dus de acasă, oriceva se întâmplă, dar uite, am nevoie de la cineva în care am încredere că o studia scriptura. Zic, spune-mi experiențele astea, ce să fac cu ele, încotro să mă duc, pentru că am impresia că îmi vin în cale și nu pot să le evit și când încerc să fac ceva ce găsesc în Scriptură, se întâmplă ceva. Și oarecum mă fac responsabil înaintea lui Dumnezeu, că bă, nu mai pot să le evit chiar așa. Și măi, discuție lungă, scurtă, îmi spune Cristi, exact ceea ce tu trebuie să faci. Asta ne învață Scriptura. Și ce ascultă-mă, și m-a zis o chestie care m-a rămas tot timpul, chestiile astea n-au de-a face cu carismatici, cu penticostal, cu unii, cu alții. N-au de-a face cu darurile spirituale. Asta este o autoritate pe care Dumnezeu a delegat-o oricărui ucenic, creștinilor. Da? Ei, chestia asta, problema e că mulți o ignoră, mulți nu o folosesc, mulți o folosesc aiurea și așa mai departe, dar dacă ție îți aduce Dumnezeu în cale lucrurile astea, tu ca și pastor, exercită autoritatea cu precauțiune, cu tot ce ține de lucrurile astea. Fiind dar... ancorat în Scriptură, că nu poți din capul tău, cum a exact. Zis. Dar, zice, măi, tu trebuie să știi că ce se întâmplă cu tine nu este în afară perimetrului Scripturii, că despre asta e vorba. Și în momentul ăla am zis, wow, ce fac? Ei, și venind apoi în Arad, am început biserica care astăzi se numește Harvest,
Inițial se numea metanoia, în fine. Dar problema e că tot mai multe cazuri veneau tot așa, mai ales că noi ne-am asumat în intenția noastră, cum să spun eu, nu vreau să zic agresivă, dar noi vreau să aducem oameni din lume la Hristos. Nu stați, o mică paranteză. Ați spus de chiar într-o predică lucrul ăsta, că la un moment dat cei din psihiatrie vă trimiteau oameni la voi la biserică să-i eliberați. Da, păi imaginați-vă că avem în echipa noastră acum de consiliere, avem o doamnă care a fost psiholog clinic, adică în spital a lucrat câțiva ani de zile, cu cabinet, cu tot, care în momentul în care l-a descoperit pe Hristos și a priceput lucrurile astea și a lăsat cabinet și tot și a venit la biserică. Și acum ne ajută în consiliere pentru că e cu mult mai mult decât psihologie și psihiatrie. Tu tratezi omul ca întreg, suflet, duh, înțelegi? Lucruri care, eu nu zic că toți bolnavii psihici au problema asta, nici vorbă, dar nici nu poți să negi faptul că la un moment dat sunt și sunt studii în treaba asta, sunt cărți scrise și eu am citit mai multe în perioada asta, dar cum să spun, sunt oameni care când ajung la un punct, zice, bă, ia du-te la biserica aia ce merge spre Deva, aia pe dreapta și vezi ce. Da. Și alți pastori, în fine, discutăm, dar din cauza asta am început să citesc cărți, să am discuții, să studiez lucrurile astea, mai ales că tot primeam tot felul de experiențe. Săptămâna trecută, imaginați, săptămâna trecută am fost la un retreat, noi facem o dată pe an cu toți prezbiterii, diaconii, stafful nostru, 3 zile, unde evaluăm întreaga lucrare a bisericii, vedem ce merge bine, ce nu merge bine, ne evaluăm pe noi, unde suntem noi în relația cu Hristos, cu familiile și mai departe, ne facem obiective pentru anul ăsta, luna ianuarie, normal să le avem, fiecare și le-a depus, le discutăm, 3 zile în care, bun, și în seara aia am ieșit în oraș, oraș frumos, să ne putem plimba. Și cineva care ne urmărește tot așa pe net, zice, măi, am auzit că sunteți în orașul nostru, hai, te rog, la mine, uite, aș vrea să cunoști pe soția mea care, da, mi-a dat de gândit că nu-i neapărat credincioasă. Uh-huh. A, și m-am dus. Poți să-mi ia jumătate de oră, 40 de minute, m-am dus și am dat de un medic, soția e medic, neurolog, care mi-a servit cu o prăjitură pe mine și pe încă cineva care am venit și îmi pune o întrebare. Și domnule pastor, a venit la mine o fetiță, am de 12 ani, care, pe lângă faptul că are coșmaruri, are tot felul de Apucături, dar așa de o perioadă încoace, unde îl vede pe Satan, îi inclusiv sexual, abuzat de el în vedeni, în somn și așa, în permanență, numai chestia genul ăsta, că mama o vede, ea își dă seama că îi. Și zic, unde ați întrebat-o, de unde au început toate lucrurile astea? Păi zice, da, știe foarte clar. Zice, niște colegi de clasă, cineva a făcut rost de păneri și a cumpărat un Ouija board. Asta e un joc. Da? Și de acolo au început ei să se joace și de atunci, păi zic, păi e clar, pentru mine e foarte clar. Păi ce, tocmai de-aia vreau să vorbesc, că eu îmi dau seama, ca medic, că treaba asta e de natură spirituală. Asta nu mai are de-a face cu anumite lucruri. Deci ce sfat îmi dați? Ce trebuie să fac? Da? Înțelegi? Atunci când îți vin cazuri de felul ăsta, n-ai cum, tu ca și pastor, teolog, ce om al lui Dumnezeu, înțelegi? Nu poți tratezi superficial. Exact. Da. Și atunci aici am ajuns, dar repet, vreau să menționez ceva. Eu nu sunt un expert în treaba asta. Nu sunt un exorcist. Pentru că nu caut lucrurile astea, nu m-am făcut chemarea mea. Eu sunt pastor și alte lucruri. Asta le fac în calitatea mea de pastor. Pe de altă parte, nu sunt nici pe nuanțele unde, gata, dintr-o dată mă duc în direcție carismatică. Mai sunt unii care acum încep zic că, da, gata, biserica și Barbosul s-au dus. Nu, eu încerc să rămân echilibrat, să nu neg ceea ce văd că e în Scriptură, dar să încerc să mă mențin, încerc să studiez. Am studiat, adevărat, și teologia catolică, chiar acum studiez teologia ortodoxă, pentru că vrând nevrând iau cu mult mai multă experiență de-a lungul secolelor cu astfel de cazuri. Normal că trebuie discernământ, pentru că noi diferim în teologie față de catolici sau de ortodoxi, dar pe de altă parte și poți să înveți anumite lucruri, părinții bisericii, care nu neagă lucrurile astea. Da? Ei, toate astea fiind spuse, cam, îmi cer scuze că am lungit-o un pic cu... Noi foarte bine.
Aici am ajuns, pentru că unii cred că așa, dintr-o dată s-o năzări, mă, hai să mai scoatem un subiect mai interesant, să mai câștigăm fani pe internet. Nici vorbă. Tocmai de-aia eu fac emisiunea asta cu tine, dar noi ne-am mai făcut pe subiectul ăsta, că nu mă interesează să-l promovez pe Satan, știi, deci într-un aici am vrut să ajung. Ca să vedeți cum a zburat timpul, mai avem 3 minute, dar n-am vrut să vă întrerup, pentru că e foarte importantă baza pe care o punem. Pentru că dacă vă ascultă cineva și nu vă cunoaște, să spun, da, e pastor, nu mă interesează că știu cum e la ăștia, cu exorcizări, cu asta. Am vrut ca oamenii care ne ascultă să vadă că sunteți un tip echilibrat. Nu sunteți extremist, folosiți Scriptura, dar Dumnezeu v-a făcut parte de anumite experiențe în care știința te ajută până la un anumit punct, pregătirea ta profesională te ajută până la un anumit punct, dar după aceea este lucrarea asta supranaturală, unde realizăm că suntem trup, suflet și duh. Mm-hmm. Și acum vreau să pregătesc și ascultătorii pentru următorul podcast, ca o mică introducere. Cum ne atacă Satan? Care este strategia lui? Și vom vorbi și despre grade de influență, ispită, infestare, opresiune, demonizare și posedare. Dar, frate Cristian, vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ați spus, pentru toate experiențele astea, și să văd că Dumnezeu este cel care eliberează pe oameni. Și de acum o să vorbim lucruri mai practice și o să folosim și tabla respectivă. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc, Andrei! Și vă aștept cu drag la următorul podcast. Mulțumesc! Am vrut să spun și ție, drag ascultător, dacă tu te confrunți cu astfel de lucruri, rămâi aproape și vei afla din Scriptură cum Iisus, Domnul Iisus Hristos, este Cel care are autoritate și te poate elibera și scăpa de anumite porniri, de anumite lucruri și chiar de anumite duhuri. A fost Andrei Baciu și te aștept și data următoare la un alt episod din De Vorbă Podcast.